7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt. Alegerile locale ne oferă încă o dată prilejul să vorbim despre raportul de forțe, despre susținerea pe care o au în societate anumite segmente politice și câte șanse au tehnocrații, cine îi reprezintă pe alegătorii sceptici, decepționați, în diferite zone ale Republicii Moldova. Cu cine discutăm despre asta, aflați imediat. Și de la capăt. Din ce mi-amintesc eu la lecțiile de educație fizică, startul pentru atleți la cursuri lungi se face lejer așa, la distanță mici, 60-100 de metri, era startul cu piciorul sprijinit neapărat într-un suport. Nu vreau să demonstrez acum ce mai țin eu minte din asta, dar suntem exact la linia de start și încercăm să ne lămurim ce fel de poziție au fiecare din concurenți, cine sunt mai avantajați. O să încercăm să evităm, evident, publicitatea electorală, astfel încât să nu se sesizeze o judecătoare vigilentă și să spună că rostirea unui nume a dat un plus de voturi și în felul ăsta să anuleze rezultatele alegerilor. Și pentru asta îi rog pe invitații mei să fie prudenți pe cât se poate, ca să nu mai îmble după asta și editorul cu foarficele. Dar discutăm astăzi despre situația la zi și imprimăm asta din ajun, evident, situația la zi cu alegerile. S-au făcut anumite coagulări, sigur că mai curând în capitală vor fi două tururi de scrutin, dar nu e doar în capitală competiție și încercăm să privim, să facem un tur de orizont ce se întâmplă la linia de start, dar mai ales emisiunea asta trebuie să răspundă la întrebarea de ce sunt importante aceste alegeri locale, dacă într-adevăr este un test adevărat, unul din testele cruciale pentru guvernare, care așa șontâc s-a pornit pe un termen scurt și a propus scopuri ambițioase și vedem că a prins la curaj, își dorește viață mai lungă decât un an de zile, dar cu sabia la Damocles deasupra, oricând se pot întâmpla alegeri anticipate parlamentare. Și discutăm despre lucrurile astea cu Vitalie Călăgăreanu, jurnalist, publicist, și Andrei Popov, comentator politic, teleprezentator, televedetă, teleglobtrotter și așa mai departe. Vitalie, întâi, de ce sunt importante dacă, într-adevăr, acum poți să vadă ca în chimie cu hârtia de turnisol cine și cât valorează? Sunt importante pentru două tabere, din punctul meu de vedere. În primul rând, pentru tabăra care a preluat guvernarea și se află astăzi la guvernare, pentru a-și testa, pentru a testa modul cum a fost perceput reforma pe care a demarat-o de către alegători, pentru a testa inclusiv cum au perceput alegătorii gafele pe care le-a făcut la începutul acestui parcurs în cadrul guvernării. Pentru a testa inclusiv modul cum, de exemplu, electoratul de dreapta a perceput această combinație politică cu stânga socialistă. Pe de altă parte, este important, din punctul meu de vedere, și eu o să urmăresc atent aspectul acesta, modul cum reacționează alegătorii Partidului Democrat. Ce se întâmplă după ce acest partid a pierdut puterea, după ce
S-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat în luna iunie, după ce fostul lider al partidului a fugit din Republica Moldova. Și cum pretinde Voronin din cauza că nu a lăsat pe mâinile da. Cui trebuie partidul. Exact. Da, și totodată e interesant comportamentul primarilor care au deservit Partidul Democrat în perioada aceea. Semnalele pe care... Trândita pest, blast, mineaiță, da? Da, exact. Așa, da? Da, exact. Astea sunt semnalele, pentru că din teritoriul ceea ce am văzut deja, localitățile prin care am fost, inclusiv în satul meu de Baștină, la Cărpineni, se întâmplă lucruri tare interesante. Oameni care au slujit Partidul Democrat astăzi apar independenți, susținuți de blocul acum. Deci foarte interesantă combinație se întâmplă în teritoriu. Dar imediat o să răspund la întrebarea asta și Andrei Popov, dar și pentru dânsul și pentru dumneata următoarea întrebare. Eu, de exemplu, sunt alegător și am o dilemă. Nu zic chiar eu personal, dar îmi imaginez portretul robotul unui alegător care e pus în situația să perceapă puterea cu două nuclei. Chiar eterogenă fiind, dar e o putere. Și când colo, puterea asta are, de fapt, reprezentanți diferiți. Ei încearcă să facă un balet pe sârmă, foarte complicat, să fie și adversari, dar să fie și parte, părți, componente a guvernării. Și, iată, pentru un alegător, ce fel de mesaje? Și în sensul ăsta l-a ajutat cineva, din potrivă îl încurcă, să perceapă foarte clar, să facă deosebire între Muhia Delna, Catleta Delna. Eu cred că situația asta pe care ați descris-o îi dezavantajează destul de mult pe cei de dreapta. Pentru că din ceea ce am văzut, nu am văzut un efort consistent de a explica electoratului necesitatea acestei combinații politice. Și eu chiar sunt curios să văd cum o să reacționeze electoratul. Nu, nu. Trebuia să-l alungăm pe Plahatniuc și asta i s-a spus și lui Țâcu, de exemplu. Ok, dar și după asta au mai spus ceva. După asta vedem ce facem cu Dodon. Dar după asta n-a mai urmat nimic. Și electoratul e cumva bulversat. Premierul spune dosarul ăla cu banii de la Moscova să mai mișcă. Ok, Andrei Popov, de ce sunt importante localele? Și cum se descurcă un alegător care trebuie să vadă o pajură bicefală a puterii, dar fiecare pajură, fiecare cap al pajurii încearcă să muște din adversari? Aceste alegeri locale și scrutinul în Chișinău vor fi un test important pentru viabilitatea acestei construcții majorități parlamentare și guvernamentare tactice. Ea este temporară, dar cât de temporară urmează să vedem el și... El așa greu. Să reiau, să nu uit teza lui Vitale, că electoratul de dreapta este mai... Pătimit. Mai sceptic față de necesitatea acestei alianțe cu socialiștii. Eu sunt de acord. Socialiștii sunt într-o situație mult mai favorabilă, fiindcă eu nu am văzut critici reale din zona lor, nici din interiorul partidului, nici din rândul susținătorilor, nici din partea concurenților pe stânga eșichierului politic, care să-i critice că iată ați făcut cu pro-europenii, românii, pro-NATO, forțele pro-NATO, alianță și ne trădați. Scuze, Andrei, dar electoratul de stânga de la Voronin început, el întotdeauna e foarte cu minte, exact. Și ce zice bossul, ala facem. Când Voronin a făcut mișcarea asta spre Europa, și-au arătat cu degetul încolo, electoratul zis că da, okay. Mergem cu minte încolo. Da, și aici este și un plus pentru noi, fiindcă eu anticipez că în următoarele luni vom vedea o sporire a numărului susținătorilor ideii europene din contul celor euroscepticilor de anul trecut. Fiindcă odată ce președinte Dodon, care nu e concurent electoral, îi putem evoca numele, nu mai spune nu partidelor unioniste, denunțăm acordul de asociere, nici măcar nu vorbește despre renegocierea acestuia. Nu mai critică oficiul NATO din Chișinău. De câteva ori a spus că recunosc integritatea teritorială a Ucrainei în granițele
sale internaționale. Românii sunt frații noștri. Recunoscut, exact. Acordul de asociere este un instrument de modernizare, acquis comunitar. Construim Moldova la noi acasă. Construim Moldova, construim Europa la noi acasă. Sunt niște mesaje care acest electorat paternalist oarecum de stângă, care întrebă mult mai disciplinat și se mișcă după schimbările, la virul vmestis liniei partiei, cum se spunea. Iată, ei se apropie spre centru. În ceea ce privește partidul sau forțele de dreapta care sunt partea guvernării, situația lor e mai gravă. Ei sunt criticați din interior, și ați evocat numele unui deputat concurent electoral și el, mai mulți chiar deputați sunt sceptici. Da, ei sunt criticați. Se prognozează chipurile o partidă separată după... Democrații, Partidul Democrat îi acuză, Alianța Cozac, câteva partide unioniste, vocale, tot îi acuză că trădează interesele. Câțiva experți din România, toți ei sunt preluați de holdingul democraților. Și asta creează în spațiul public percepția, senzația că, iată, societatea este împărțită și electoratul... Vitali spunea că n-au explicat suficient. Eu iarăși vreau să mă întorc că guvernarea sau componenta de dreapta spune așa: fraților, asta după ce Plahatniuc e fugar, voi ați prins la curaj. Da. Dar gândiți-vă câte luni au trecut, abia 4, de când stăteau gărzile de corp al lui Plahatniuc și tituștile democraților și situația era foarte nesigură. Ăsta e un argument care s-a volatilizat, deja nu funcționează, deja lucrurile s-au făcut, vadul e trecut. Sunt oameni, și pe stânga și în special pe dreapta, care votează nu în funcție de argumente raționale, pentru care factorul, criteriul determinant de a vota sau nu, este unul ideologic, geopolitic. Iată, acest segment este decepționat, dar eu vreau să cred și vreau să văd și în această campanie că acest lucru se va întâmpla, poate, că numărul celor care judecă rațional este mai mare. Și eu cred că pe cât acum a pierdut poate niște susținători, dar eu cred că a și câștigat și... Cuvântul rațional, și aici vreau să mă agăț de el, pentru că următoarea întrebare este următoare. Next, sorry. În alegeri locale se operează tocmai cu argumente raționale. Vreți un pod? Semua. Vreți șosea? Semua. În felul ăsta, lăsându-se în spate ideologia, și mulți au promis că nu ne mai agățăm de geopolitică. S-a reușit sau nu scoate în față asfaltul, podurile și putoarea din un capital în special? Putoarea a fost exploatată la maxim. Mare putoare a fost. Da. Dar eu nu cred că s-a reușit distanțarea de geopolitică. Am văzut, socialiștii au reușit prin candidații pe care i-au avut să instituie un fel de veto. Deliberat și au tras fermoarul la gură în mod deliberat? Eu cred că... Și rațional. Și rațional, de ce spun rațional? Fiindcă asta îi ajută să se extinde pe centru. Centru exact. Mai puțin sensibil la geopolitică, fără a pierde susținătorii nucleul său nostalgic, rusofil pe stânga, pe când anumii din considerente pe care le-am menționat, criticile pe care le primesc din toate părțile acumiștii, capacitatea lor de a manevra spre centru este mai redusă. Și ei permanent se uită să nu cumva să dea argumente celor care le spun Alianța, Cozac, trădătorii, pe când Dodon și socialiștii nistingerit și au moderat retorica, da, și au deideologizat-o oarecum, și cred că asta, prin asta transmit și un semnal electoratului moderat, pragmatic, oportunist, pe undeva în centru. By the way, dumneavoastră sunteți mai prezent în culise. Asta e invenția cui? Că la Plahatniuc știm că își aducea tot felul de consilieri din afară, creatori de imagine. La socialiști asta e
domașnia zagatovka sau din domnul, exterior? Domnul moderator, domnul Vasile Botnaru ne-a încurajat să nu menționăm nume, știi? Așa, socialiști, pardon. În studenție am citit o carte fundamentală, recomand tuturor, Gabriel Liceanu despre limite. În cele 250 de pagini, cred că marele filosof... Gabriel Liceanu se poate rosti, nu-i Gabriel, uite, el a scris un tratat filosofic oarecum despre limitele umane și niciodată de a nu rămâne incriminat în proiect. Dar nu a menționat niciun nume propriu pe tot parcursul cărții. Mie mi este mai greu să fac acest lucru, așa că dacă... Da, dar Dodon nu-i concurent și vă întreb, Dodon tacticile este... astea sunt lucrate domestic, acasă? Hai spun, fra Fran, mie mi se pare campania și comportamentul socialiștilor este mai eficient din punct de vedere politic. Această eficiență are mai multe explicații. Ei sunt mai debace, mai pregătiți, mai oarecum au... își permit să recurgă la publicitate, instrument. Dar care e scopul lor? Nu neapărat. Mai debace, dar ca să obțină ce? Până la urmă, e adevărată teza asta că vor să pună toate păcatele în cârca partenerilor ca să iasă curăței la un eventual scrutin anticipat? Eu de altfel cred că există logica puterii al președintelui Dodon, care își subordonează toate acțiunile scopului principal pentru el, să recâștige cel de-al doilea mandat. Și eu cred că pentru Igor Dodon nu este interesantă acum ideea preluării puterii sau răsturnării bărcii guvernării, fiindcă el poate fi blamat, fiindcă a trădat și să o forțeze pe Maia Sandu să intre în curs electorală, dacă nu mai este prim-ministru, și să o facă din poziție de victimă. Și ar fi un pericol, cred. Scopul lor în momentul acesta, din punctul meu de vedere, este acapararea centrului politic, care a fost zdruncinat de ceea ce s-a întâmplat după căderea regimului Plahotniuc. Și din punctul ăsta de vedere, ei și-au temperat cumva candidații și mesajele candidaților. Ați văzut că nu mai sunt la fel de talibani cum au fost în alte campanii, nu mai strigă. Talibani cu ghilimele. Da, 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 da. De asta și cred că este o tactică care le aduce puncte. Dar din perspectiva jocului politic mare, a legilor prezidențiale, parlamentare, miza acestor legi locale este foarte importantă. Cine va obține mai multe pârghii și instrumente prin resursa administrativă, controlul raioanelor și primăriilor, din principale concurențe electorale. Ok, iar mi-ați ridicat mingea la plasă, doar noua guvernare se jură că nu o să mai procedeze ca democrații. La democrație era așa, adunăm toți primarii pentru că asta să fie resursa administrativă să ne împingă mai departe în Parlament. Acum ăștia se jură că nu o să mai fie așa. O să dea autonomie la primari. Bani nu în funcție de culoare. Credeți în asta că primarii vor deveni o putere reală? Dincolo de ce credem și ce se va întâmpla, așa. Faptul că ai un primar sau 10 primari într-un raion, faptul că ai majoritatea în Consiliul Raional sau președintele și cea mai importantă fracțiune, reprezintă un avantaj competitiv în perspectiva alegerilor parlamentare și prezidențiale. Și eu am studiat geografia vizitelor președintelui Dodon din ultimele săptămâni și chiar și luni și mi se creează impresia că el vizitează în special raioanele și chiar localitățile problematice. Până oară Cișmicioi, chiar m-am interesat acum, a fost în Găgăuzia, a fost imediat în Cișmicioi, nu în altă... Cișmicioi. Cișmicioi. Fiindcă acolo, am înțeles, candidatul susținut de Irina Vlah are un concurent real. Și anume acolo mergi, sigur, găsești pretextul că este grăința de copii finanțată de Turkmenistan, dar Râșcani, Bels, pe când doamna prim-ministru Maia Sandu e mult mai consecventă cu promisiunea pe care a făcut-o că nu se va implica spre deosebire de alți predecesori. Și bună oară, eu aș fi așteptat-o în raionul Nisporeni. Da? Uh-huh. O circumscripție cu o miză simbolică, da? Exact. Dar și eu cred că puteau fi găsite zeci de pretexte cum prim-ministru să facă o vizită de lucru în raionul Nisporeni și în câteva localități din raionul Nisporeni, nu neapărat chiar în ajunul campaniei, dar să zicem în luna august, în septembrie. Poate în mod deliberat a evitat asta tocmai ca să nu dea apă la moară celor exact, care exact, spus. În ceea ce prește Maia Sandu și spus, eu lucrez, Igor Dodon nu face campanie, el are timp. Și așa se întâmplă. Nu doar Igor Dodon și socialiștii au timp, dar ei își permit să recurgă la, la o paletă mai largă de instrumente de putere,
decât... Ați deschis harta geografică și geopolitică a Moldovei. Haideți să mergem un pic așa de la sud la nord sau invers. Să vedem unde există într-adevăr un fief al unui partid deja conturat. Dacă se pot întâmpla, pentru că găgăuzii, de exemplu, întotdeauna au demonstrat o unitate, da, și un fel de, dacă s-a decis, de exemplu, că merg cu democrații, au mers cu democrații din vari motive, sau nu e așa? Nu, nu, cu democrații n-au mers niciodată. Nu, țin minte, da. Unitatea s-a spart în ultimele legi locale, când toate cele trei orașe, Comratul, Cedrlunga și Vulcăneștiu, au fost câștigați de candidații partidului nostru, Bunăoară, în 2015. Și din acest punct de vedere, eu cred că lucrurile s-au schimbat, pozițiile partidului nostru s-au șubrezit în Găgăuzia, cu excepție Vulcăneștiului. Și Comratul și Cedrlunga, foștii primari care au fost aleși pe listele partidului nostru, acum se pare că sunt susținuți de socialiști. Într-un minut ați rostit de trei ori partidul nostru și asta e marea șmecherie care a inventat-o Usatăi, da. Când ne forțează pe noi întotdeauna să spunem că partidul lui este al nostru. Eu vă propun întotdeauna să spuneți formațiunea care își atribuie numele partidul nostru, ca să fie clar că partidul nu lor. E nostru, dar e lor. Da. Politic, da. Partidul lor, de exemplu. Da. Da. De altfel, rămânând la în subiectul acestei formațiuni care își atribuie numele partidului nostru, ne deplasăm la Bălți. Eu observ că, din perspectiva, eu cred că pentru acum sunt trei mize. Miza este reală Chișinău, miza reală este suburbia 33, circumscripție 33, și Nisporeniu, care este o miză cu mare doză de simbolism. Și pentru democrați, fără doar ce poate Nisporeniu, este principal, înțelegi, test, că dacă pierd acolo, după cele 72% obținute de... acel care a fost liderul Partidului Democrat. Dar el nu-i concurent. Dar el apropo nimic nu spune. De ce el nu spune nisporinenilor, da. Eu vă recomand. De ce nu spune nimic? La fel, cred că pentru socialiști este importantă localitatea Bălți. Și eu am văzut iarăși intensitatea vizitelor fruntașilor socialiști în frunte cu Igor Dodon, Zinaide Greceanu, mulți deputați, aproape zilnic sunt acolo și au multe acțiuni. Plus această campanie împotriva liderului acestui partid care își atribuie numele de partid, partidul nostru. Și eu cred că pentru ei este de asemenea important ca să nu admită repetarea succesului lui, celui care este liderul partidului care își atribuie numele partidul nostru din 2015, cel puțin să nu câștige cu așa o diferență și de dorit, nu, dacă câștigă, să nu câștige în primul tur. Și asta se folosește ca un semnal, iată, se prăbușește și acest concurent electoral, toți cei de stânga susțineți socialiștii. Democrații sunt foarte ambițioși, mai puțin în capitală, dar în nord, și am văzut asta la congresul lor, ei consideră că acolo mai au resurse. Credeți? Eu, de exemplu, nu văd șanse mari a democraților la nord. Acolo, din... Omul ăla cu măturile de la congres, haideți să fim serioși. Nu... Se tu? Din imaginea care mi s-a deschis mie atunci când m-am uitat la concurenții electorali de la Nord, eu am un alt tablou. Un tablou pe care l-a descris domnul Popov. Acolo partidul lor are toate șansele să ia masiv voturi. Dar și nu doar la Bălți. Dar în același timp, liderul partidului lor nu este acceptat pe lângă putere. Din momentul în când a intrat el în Moldova, țineți minte, credea că o să fie biruitor, o să se bată pe burtă cu foștii colegi de proteste. Eu nu m-aș aventura să spun că să fac această afirmație. Noi nu avem de unde să știm care sunt jocurile de culise și cum este angrenat cumva sau altfel Usatăi în combinația puterii. Da, dar povestea cu Lubu, cu raportul Kroll, acolo cumva i s-a dat de înțeles, vezi-ți locul pentru că noi guvernăm. Bolivar ne vede și doi. Eu cred că cineva, dacă este care analizează fenomenele politice în blocul acum, o să înțeleagă că Usatăi este cumva necesar în această combinație politică. Ca să-l slăbească pe Dodon? Exact, ca să-i slăbească pozițiile lui Dodon.
Și eu cred că cineva exploatează această, bun, evident, tacit, nu o să iasă să anunțe cineva că îl sprijină pe USATA-i. Haideți să ne mutăm în capitală, iarăși. Felul cum a intrat USATA-i atunci în Moldova, prin vamă, cu susținători și cu modul cum s-a fost eliberat imediat de către P.C. Cox cu dosarele. Și iarăși, e interesant. Nelson Mandela. La capitală se poate întâmpla, eu îl întrebam de un azi pe Cojocaru, se poate întâmpla răsturnarea Zelenski aici, astfel încât să alegătorii să dea un șut tuturor celor grei? No, Zelenski a fost cel mai greu, de fapt. Nu, în sensul în care, iată, sigur că rocada asta s-a produs vizibil și grație serialului, noi n-avem un autor de serial aici la Chișinău, dar se poate întâmpla ca alegătorul să răstoarne toate socotelile. Dar cine este? Pe cine îl vedeți dumneavoastră ca și Zelenski? Adică, bun, înțeleg că nu putem să-i dăm numele. Dar eu nu văd un Zelenski în această campanie electorală, nu vă supărați. Da, sunt câțiva tineri care au reușit cumva să iasă în evidență, dar eu nu știu dacă ei au reușit. Au marșat tocmai pe cazuri, pe urbanism, pe probleme concrete. Da, dar nu... Asta ar putea funcționa? Ar putea funcționa într-o societate unde oamenii caută informații, pentru că ei au fost aproape invizibili. Deci, neavând aceste piste mediatice prin care să-ți transmiți mesajele electorale, evident că ei au rămas pe Facebook. E o platformă bună, care îi ajută foarte mult, dar nu cred că... Cititorii de Facebook sunt tare leneși. Și da, nu prea ies la votare. De asta zic, pe cine îl vedeți? Eu nu văd un Zelenski care să fi reușit să se promoveze așa cum s-a promovat el. Ca niciodată, campania din Chișinău este atât anemică și nu are sare și pe piper. Deci exact. Nu sunt confruntări cei doi grei, numele cărora noi nu putem să le menționăm. Pentru că dar nici nu vrem. S-a scos geopolitica și a devenit anemică. Uite, translatez în Germania, de mulți ani de zile au o guvernare, bine, cu o pauză, dar largă, între socialiști și conservatori. Și electoratul a obosit. Mie, prietenii nemți îmi spun, domne, ei nu se mai ceartă, nu mai trag săgeți, torpede, știi? Și noi cam nu îi mai distingem. Și atunci, ei mergând ambii spre centru, spre un numitor comun, creează culoare pe stânga, verzii și respectiv Partidul Alternativă pentru Germania, pe extremele de stânga și de dreapta. În cazul nostru se produce o dinamică similară. Angrenați în sarcina guvernării, devine tot și o guvernare comună, acum și socialiști. Ei nu-și mai pot permite cu rarele excepții, notabile, dar rare, Igor Dodon fiind maestru, campionul aici, da? Și Maia Sandu trebuie să recunosc că răspunde corect și decent, fără a turna gaz pe foc, nu poate să lase săgețele fără replică, dar nu escaladează. În acest context, factorul geopolitic, el trece pe plan secund sau chiar mai dincolo de planul secund și atunci mulți chișinăuieni care în alte timpuri veneau mobilizați de frica să nu câștige cumva exponentul taberii geopolitic adverse geopolitic, acum zic, dar care e miza în fond? Dacă ăștia sunt în plan național împreună, de ce să mă sperie pe mine că va câștiga unul sau altul? Această nouă conjunctură nu îl avantajează pe unul din cei doi grei pe care i-ați menționat. Dar asta avantajează, pot să zic, avantajează, poate genera un absenteism foarte mare. Da, dar eu mă referam pe un anumit segment, nu exact. Pe celălalt. Când spuneam despre fenomenul Zelenski, dacă luăm un candidat colectiv, de exemplu unionist, s-ar putea la un moment dat mobiliza cei care vor revanșa, cei pe care i-a convins dreapta unionistă că acum e un mare rău această conducere bicefală. În cazul lui Zelenski, anume, este o contradicție în termeni, ceea ce a spus un candidat unionist, să se repete fenomenul Zelenski. Zelenski, prin aia,
a și câștigat, fiindcă el a unit. El a permis, el nu și-a definit programul și atunci unioniștii ucraineni și socialiștii ucraineni, și ei n-au nici pe unii, nici pe alții, ei au crezut că este unul de-a lor. Deci el a reușit să fie atât de general în campanie și atât în prezidențiale. Omnivor. Încât oamenii le-a permis, a permis diferite segmente să-l investească cu așteptările proprii. În cazul nostru, unioniștii iau o percepție foarte clară. Da, eu am înțeles. Și nu vă spărați, dar unioniștii au intrat în această campanie super dispersați. Deci avem câțiva candidați care împart o felie de electorat de până în 10. Exact, da, asta 10. Spuneam într-o emisiune, că București, de exemplu, are o mare problemă. El se uită și se întreabă, dar cine e de fapt interfața căreia trebuie să-i dăm banii, încrederea și așa mai departe, la nivel partinic, la nivel de guvernamental, și intelectual? La nivel guvernamental este clar cine e partenerul, este guvernul. Cât privește mișcarea unionistă, eu cred că noi asistăm la... Noi am ratat, sau... Ei au ratat o oportunitate. Această campanie în Chișinău putea să fie un prilej pentru declanșarea procesului de consolidare a unui pol unionist sau euro-unionist, mai larg puțin, care cuprinde pe cei care nu sunt unioniști, dar sunt pro-europeni și nu le place alianța cu Dodon, da? Deci este un potențial mai mare. Și în această campanie, eu când am văzut că vin 4, 5, 6 candidați unioniști, m-am zis, băi, poate asta e o tactică. Poate ei cu 10 zile înainte de... Aha. Vor începe în regim de cascadă, unul după altul, să se retragă în favoarea unui candidat. Așa s-ar fi întâmplat dacă acești candidați erau independenți. Dar senzația... Sau dacă puneau cauza mai presus de orgoliile și de rivalitățile. Unii din acești personale. Candidați au fost creați tocmai pentru a fărâmița acest segment de electorat. Pentru că o lungă perioadă acest segment de electorat a încurcat. Și amintiți-vă ce s-a întâmplat cu acest segment în perioada guvernării Plahotniuc. Deci omul ăsta a făcut tot posibilul ca să fărămițeze acest segment de electorat. S-a încercat o lungă perioadă, inclusiv în perioada votului sistemului electoral mixt, când au votat împreună cu socialiștii, crearea unei situații bipolare, deci să creeze o forță pe stânga socialiștii, altă forță pe centru-dreapta Partidul Democrat. Ei nu aveau nevoie de unioniști. Și au făcut în felul... De ce a cochetat Plahotniuc la un moment dat, când a strecurat prin presă ideea că dacă face el unirea, îi se iartă alte păcate? Pentru că asta îi convenea în momentul acela. Dar... Mă întorc la teza lui Andrei Popov, care spune despre acest mega-aspirator unionist, care pe diferite segmente, și eu o fac din datoria de a vă contrazice, eu, de exemplu, tot așa aș face. Aș avea 10 candidați unioniști, sau nu contează, pro-Rusia, de exemplu. Și pe lângă acești candidați aș lipi diferite sarcini mai specifice. Unul i-aș spune că ești verde, altul i-aș spune că ești eurosceptic, altul i-aș da misiunea să fie nu doar unionist, dar hacker, de exemplu, să convingă. Cineva i-aș spune că anti-guguță și așa mai departe, ca ei prin specificul, prin valența a doua, să adune diferite electorat, ca până la urmă să ajungă într-o albie unionistă cu mega sarcini. Ca să vă completez. Așa. Electoratul unionist, el nu votează social-democrații, conservatorii, verzi. El votează unioniști. Pentru el asta. Aici unioniștii sunt originali. Aici e originalul. Când vii cu alte atribuții, verde, social-democrat, hacker, noi avem un partid hacker, un partid, nu știu ce este hacker în politică, dar așa spun asta, un partid verde, un partid social-democrat și atunci electoratul când are posibilitatea să voteze pentru un original, el nu votează copie. Unioniștii sunt original doar la capitolul unionism. Și aici eu cred că în contextul mai larg și de perspectivă medie se creează un teren pentru, sau o perspectivă pentru o repoziționare. Eu văd crearea unei nișe destul de clare euro-unioniste,
care dacă va reuși să se coaguleze într-o forță, într-o ofertă electorală credibilă, care poate să absorbe pe mulți din actualii lideri și frontmenii din Partidul Unioniste, plus să mai vină cei decepționați de decizia acumului de a face alianță cu socialiștii, decizie pe care eu personal o susțin din rațiuni, din considerente raționale. Acum o susțineți? Poftim? Acum o susțineți? Eu că ați criticat-o. Nu, eu am criticat, cred că nu cream că... Eu am criticat... Noi împreună am criticat-o. Nu, Vitali, eu nu credeam că e posibilă. Da. Eu realmente nu vedeam că, atât din perspectiva, în primul rând, a comportamentului lui Igor Dodon, credeam că sunt manevre pentru a discredita acum. Până la urmă s-a întâmplat în ceasul al 12-lea, nu intrăm, deși eu da, poveză da, da. Întreagă, ar merita de descris. 50 de ani, să plăbrice. Poate un an, doi, dar ziua de 7 iunie eu vă pot descrie pe minute ce s-a întâmplat de la sosirea lui Igor Dodon pe aeroportul Chișinău. Dar pentru altă dată. Da. Sau poate niciodată. Dar acum, nu se goagulează uniuniștii. Și că această campanie va adânci fărămițarea și va vulnerabiliza, fiindcă lumea va arăta cu aici. A, uite, opțiuni 2%, 0%, 3%, 4%, 1%. În loc să spună, uite, a obținut 12%. Dar poate au intrat, nu cred că în turul 2, dar cine știe. Și atunci, mai devreme sau mai târziu, acest lucru, coagularea se poate întâmpla. Ce face blocul acum? Că dacă pe dreapta unionistă, euro-unionistă, se creează o ofertă credibilă, da, electoratul decepționat sau cel care votează în funcție de acest criteriu geopolitic, identitar, el se vorbea... Migrează. Pentru acum, mi se pare, este momentul adevărului, ei se înțeleagă că dacă acest lucru se va întâmpla, dacă această forță se va cogula, ei o să piardă o parte din electorat, el ar trebui să se miște pe centru. Și centru este... cadrează cu logica guvernării. Guvernanții nu epatează cu declarații, cu acuzații, cu săgeți. Ei guvernează. Dar acolo trebuie să înghesui socialiștii și sensul ăsta. Și prin asta tu poți să strânturezi avansarea socialiștilor pe centru. Da, dar în sensul ăsta vreau să vă întreb mai la stânga de socialiști ce se întâmplă. Am văzut niște comuniști care au apărut și ei în conferința de presă. Ei, mutându-se spre dreapta, nu lasă loc pe stânga sau pe o stângă transformată, cum este Grăjdanski Saius, care, iată, vedem că după alegeri va trece într-o ofensivă puternică. Eu încă nu știu ce calificative să-i atribuie. Am văzut câteva discursuri ținute de Mart Cacioc și de Iuri Muntean, dar acolo se anunță o puternică mișcare. Depinde cum își aranjează lucrurile din punct de vedere politic. Eu deocamdată nu văd anumite pericole sau anumite zvâcniri din partea celor pe care i-ați menționat. Da, au anunțat niște intenții, au mai apărut de câteva ori pe la televizor, dar... Se concretizez și mai mult. Okay. Resursa rusească, resursa Kremlin sau dragostea pentru Rusia și pentru Putin. Asta e resursa exclusivă a lui Dodon sau deocamdată, mai poate pretinde cineva? Deocamdată este exclusiva lui Dodon. În momentul în care Dodon va ieși din vorbele pe care le primește sau indicațiile pe care le primește de la Moscova, evident, Rusia își pregătește o alternativă pe care să o poată împinge cine aici. Ar fi asta? Și asta este cea pe care... Exact. Eu nu am aceeași claritate. Eu am auzit opinii diferite. Unii că Moscova ar susține Grăjdanski Congres, alții că Moscova e nemulțumită. Eu nu am o părere de... Ei nu sunt pe termen, nu sunt ca să intre în de utilitate imediat. De utilitate imediat. Dovadă exact. Că nu participă la alegerile locale. Da. Dar eu cred că de moment pozițiile socialiștilor pe segmentul centru-stânga sunt mult mai sigure și neamenințate decât cele ale acumului pe segmentul de centru-dreapta-dreapta. Uh-huh. Repet, nimeni, nici măcar Tkaciuc sau Usatăi sau Voronin, nu condamnă, nu acuză socialiștii pentru că au făcut alianță cu trădătorii sau cu proeuropenii. Pe când acum e ciuruit din toate părțile și trebuie să se apere. Și eu cred că degeaba ei se apără, fiindcă cei care s-au dezamăgit, dar ei au de câștigat mai mult
dacă ar încerca să elaboreze niște mesaje și îi atragă pe cei din centru, pragmaticii din centru. Și astfel, în perspectivă, ar limita posibilitatea ca la următorul ciclu electoral la parlamentare, socialiștii să ia 50 plus 1. Majoritatea, bătălie principală va fi în centru. Ca perspectivă este o idee bună, dar ca tactică imediată, mie mi se pare o chestie riscantă. După locale. Pentru că s-ar putea să piardă luna de dragul steluțelor, adică să piardă electoratul de dreapta, de dragul unui revenit electorat de centru. Ultimul lucru care vreau să-l discutăm, că nu avem mai mult timp pentru alte chestiuni importante, dacă deconspirarea masivă care s-a întâmplat acum în plină campanie, da? Sau rapoartele despre aeroport, despre Air Moldova, despre furtul miliardului, totuși este o valută importantă, politică, pe care au scos-o ei acum în campanie, probabil nu întâmplător, probabil că trebuie deja să iasă la raport să spună cum stau lucrurile aici, dacă e convingător tot ce a apărut în spațiu public sau nu, dacă adversarii lor au reușit să iasă basma curată, să spună asta tot e vendetă politică și nu trebuie să luăm în seamă, mă refer și la democrați și la partidul ușor. Ce ziceți dumneavoastră? Din punctul meu de vedere, e o găselniță bună să vin cu două zile înainte de alegeri și să lansezi acest raport super așteptat de toată societatea. Scopul, dacă s-a mers pe formula asta, este, din punctul meu de vedere, slăbirea pozițiilor Partidului Democrat, care este privit acum ca un rău absolut de toată lumea. Acum, eu sunt foarte curios să văd finalitatea anumitor procese care cumva derivă din aceste rapoarte care au fost făcute publice. Adică procuratorii și judecătorii. Și atunci o să ne convingem că lucrul ăsta nu s-a făcut doar de ochii lumii pentru a capitaliza din punct de vedere electoral momentul. Dar nu e în puterea guvernului să determine judecătorii că a făcut tot ce a putut până acum ca să trezească din nu judecătorii, dar lucrurile pot fi mișcate prin procuratură. Că acolo, de fapt, următoarea etapă, acolo trebuie. Ca să apară un procuror general exact. Bătăios, trebuie să treacă pe toate proceduri. Dar dacă suntem pe final, eu aș vrea doar un punct să mai... o observație, dar doar ca să accentuez. Dar îl lăsăm pe Andrei să spună, okay. După aia concluzia. Uh-huh. Apropo de valută electorală, eu cred că nu s-a utilizat la drept potențial valuta social-economică. Alaltă, prim-ministru Maia Sandu a lansat așa numitul buget de solidaritate. Da? Uh-huh. O serie de inițiative care aduc aminte a alte timpuri, dar așteptate de, în special de segmentele vulnerabile. Eu mă întreb, această inițiativă vine cu doar 4 zile înainte de scrutin. Da. Dacă ea ar fi, și eu o salut și e binevenită și bani sunt puțini, dar trebuie de dat, cel puțin senzația că ne gândim și de ajutat și cei mai vulnerabili, pensionarii, nevoiașii, bugetarii. Dar uitați-vă, miercuri se lansează această inițiativă, seara, și joi vine raportul în Parlament cu miliardul. Cu miliardul. Și toată ziua de joi, este captată toată atenția pe miliard. Se eclipsează. Dacă tu ai fi lansat politehnologic, pragmatic, această inițiativă cu bugetul social, cu bunele, importantele inițiative sociale, cu 2-3 săptămâni înainte, tu ai fi înarmat cu argumente puternice miile de candidați acumiști în teritoriul le-ai fi dat. Acum, în 3 zile, ei nu prea au ce face să aduc, să ajungă la fiecare. Dar așa ei puteau să facă din această teză cu bugetul. Uite, și noi ne gândim, nu numai democrații s-au gândit. Uite, da. Și noi avem și energie electrică, și gazul, și pensionarii, și bugetarii, și indexările de la 6 la 10. Și... Asta s-a întâmplat pentru că există două poluri în blocul acum, care urmăresc scopuri diferite sau au interese diferite.
Am înțeles. Deci trebuie să fii învățat din trecutul glorios al democraților, când în fiecare marți liderul acelei formațiuni scotea din buzunar o inițiativă socială. Deci trecem la concluzii. Și guvernul o implementa imediat. Nu, eu susțin și eu cred că în guvern sunt oameni bine intenționați și asta este important și în ceea ce privește cel puțin premierul, eu sunt convins că ea este imună la influența intereselor de grup străine, intereselor naționale. Bine intenționată, implicată, tehnocrată în mare parte, ca și majoritatea miniștilor, dar tehnocrații trebuie să deseori au o boală. Ei uită despre comunicare. Alții, și ne uităm pe partenerii lor, ei nu sunt implicați atât de mult în actul guvernării. În schimb, dar în schimb comunică excelent. Și sunt experți în populism. Exact. Au timp liber. Trecem la concluzii, Vitale. Da, concluzie. Eu mă gândeam și urmăream telegrafic. Da, comportamentul anumitor candidați la funcția de primar. Și eu chiar mă gândeam dacă Partidul Democrat s-a retras cumva, într-adevăr, așa cum pare. Din punctul meu de vedere, Partidul Democrat încearcă să-și trimită candidați prin diferite partide, grupuri, pentru a-i propulsa în funcțiile de primari. Plantează el în continuare? Așa am impresia. Pentru că eu am cel puțin 6 cazuri pe care le-am urmărit și lucrul ăsta se vede foarte clar. Deci oameni care au fost foarte loiali Partidului Democrat, acum sunt fie independenți, fie au aderat chiar la anumite partide din cele două, deși se zicea că nu o să fie primiți dacă o să vrea, deci au fost primiți. Și ei candidează acum ca și... Deci, la un moment dat, eu am impresia că ei vor fi reactivați, mai aproape de alegerile parlamentare. Deci o să ne rămâneți datori cu o deconspirare a numelor, pentru că nu putem face acum, tocmai când o să ne întoarcem la tema asta, vedeți, și cu acum e o chestie șmecheră. Este. Nu poți să scoți din limbaj cuvântul acum. La vedere, now, păi, say just, s-au gândit, s-au gândit cum să o facă. Bine. Deci concluzia dumitale. Bun, concluzia mi-a venit rezultatul alegerilor. În majoritatea raionelor, noi vom avea o majoritate de facto dintre socialiști și acum. Adunați, matematic, vor face majoritatea, probabil vor putea, adică aproape sigur, cu excepția poate Bălțului, poate vor putea face majoritatea în fiecare raion, poate cu una, două excepții. Și în felul ăsta îi vor forța pe cei de la Chișinău să supraviețuiască? Întrebarea mea este dacă această coaliție de facto care există la nivelul central și care are multe sarcini de realizat, care necesită timp, uneori reforma justiției, nu o faci cu una, cu două. Și asta este și o explicație de ce durează mai mult. Să aduci beneficii palpabile, oamenii se simtă schimbarea în bine, că au venit investițiile, oamenii fac business, iarăși ia mai mult timp și eu mă întreb în ce măsură ei vor reuși să susțină această construcție în centru prin majorități în municipiul Chișinău, consilieri, și în raioane. Ceea ce își doreau, de fapt, socialiștii, ceea ce pentru mine este un semnal că ei se gândesc pe termen mai lung. Iar marea întrebare, ce se întâmplă la Chișinău dacă unul din cei grei va pierde sau va câștiga, dar iarăși nu putem deschide parantezele, așa sunt regulile impuse. Da, oricum în noiembrie probabil ne vom întâlni încă o dată ca să vedem sfârșitul acestui duel. Eu tare sper să nu fi dat senzația de drop de sare, pentru că ce am discutat noi totuși am argumentat, invitații mei și-au argumentat tezele și ideile. Din fericire, n-a rămas foarte mult timp ca să verificăm câtă dreptate au dumnealor și mai ales câtă dreptate aveți dumneavoastră atunci când ați decis cu cine să votați și de ce. Pe curând! Punct. Și de la capăt.